Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Haideți să vă arăt o poză cu mine când eram eu tânăr și frumos. Eu și cu fiii. Hai să dau mai aproape. Op, stai. Ia uitați, fraților, ce tânăr eram. Ia uitați, ce tânăr și ce bărbat bine eram. Am îmbătrânit, am albit cu totul. Și ieri când eram mic. Da, mă, fraților, suntem la cafea. Mama s-a dus să aducă poezia, că am scris-o, a compus o poezie despre nevastă mea. Și o să o auziți imediat acum, o aștept să vină. Nevasta mea, ca de obicei, nu prea-i convine, nu prea-i place să apară în cadru, așa că nu o filmez. Mai bine. Vrei să te filmezi? Nu. Dragii mei, astăzi veți auzi o poezie. Așa cum v-am zis, așteptăm să vină mama. Aștept să vină. Atâtea vrea trebuie să-i spun despre poezii mea, s-a ridicat pe scaună, deja bău ceai tot. Azi ceai e acolo. Când i-am zis, mai știi poezia mea, s-a ridicat pe scaună, mă duc și o aduc acum. S-a dus să vine acum, imediat. A venit și mama. Hai, mama. Treabă, băieți, trebușoară, mamă. Oamenii așteaptă să le aha. Citești poezie. Mm. Da, dragii mei, așa. Mai băieți. Hai să ascultăm. Mica mi-a plăcut să compui cântici, poezie. Hai, bate lumina. Da. Ia-ți. N-am clasă multe. Am învățat două și apoi le-am mai dat de două și am patru palmele. Da. Ei, și eu, când, nu când am ce faci, că am treabă mereu, dar printre timp, așa. I-a scorit o poezie lui nora mea, care e vreo 14 ani, cam așa, da. Nevasta mea. A? Da, așa. Am o noră bună și frumoasă, cânticul lui Mihaela. Foaie verde, flori de tei, du-mă bade unde vrei. Du-mă la căsuța ta să mă vadă maică ta. Ori mă place, nu mă place, înapoi nu mă întoarce. Dar Dumnezeu tot a vrut. Și mama ta m-a plăcut. Și am făcut și 3 copii ca să fim mândri de ei. Un băiat și 2 fete să aibă cine să le întrebe. Și bărbatul o iubi pe lume cât o-i trăi. Stai, tatai. Și bărbatul și socrița, că ea mi-a deschis portița. Doamne, dă-ne sănătate și în casă să avem toate. Da, mă, băieți. Frumos. Uite așa. Dacă știți, bravo. Și voi și eu știu să le cânt și le citesc și să le editoare. Da. Da, mă, băieță. În cât timp ai scris-o? Ei, și toată. Mi-a ce am amit tolea, chiar mai făceam ceva. A durat așa câteva zile, nu? Ei, nu? Nu, nică. Da. Ce faci? Da. Acum băieți, ne-a făcut ceai de tei. De către? Da, către de asta. Dar eu îl beau să nu zic că nu îl beau. Măi băieți. A ce mai mamă, e bun. E bun o și. Dar eu la masă beau și un rachiuaș. Da. De acolo dacă mănânc, beau și 2 pahari de ien, atât. Foarte bine, măi mamă. Atâta, 2. Eu știu, măsura mea. E păcat și îmbiet și să... Cum? Da. Și cu noara mea, Mihaela, am scos niște ghin de azi dimineață, l-am pus la locul lui. Și uite așa, trebușoară, mamă. Acolo, cât e toamna asta, faci un șrachiuașul și ce vrei. Miști, piști, stai, n-ai. Exact. Asta. Da, cu mamă, da, cum. Ne rugăm la Dumnezeu mai ca Domn, fiind sănătos. Și uite așa, îți faci treaba. Păi, nu cu certuri, cu jurături, cu... Mie nu-mi place de astea. Nu, nu. Nevastă. Vezi că intri în cadru. Nu-mi place de astea. După aia spui că iar te-am filmat. Vezi cum faci cadrul la mămit. Ei, da, ce dacă? După aia zici că iar te-am filmat. Da, dar o scot datoare după aia. Te lucrez că degeaba așa intri în video meu. Da, e
grijă. Nu cum mă dai în judecată, dar tu nu cumva să-mi rămâi datoare la mine, tu? Da, să intri așa degeaba. Poate vezi doar sus. Da, ce e? Nu, nu mă feresc. Nu mă feresc de ce, mami? Tu ai așa, nu așa. Acum spui că nu vrei, acum spui că nu știu. Da, chiar și facă lumea. Da, frumoasă poezie, mai mamă. Da, frumoasă, frumoasă. Ce mi-a pus aici? Băi, fraților, noi n-am ce spune. Noi am făcut Laura. Da, o fetiță, nu știu cum eu, așa și cu volan pe mâna dreaptă. Am o nepoasă deșteaptă cu volanul în mâna dreaptă. I-a scoat niște tot. Ia o zaură. Aurica, uite ce poezie ți-a spus. Da, dar știi că la ce și o leacă cu biletul. Ah, da, știi, da? Da. Păi și când o termin? Ce? Ai scrisă deja, ai făcut compusă? Da, compusă? Scrisă. Asta a fost și masă. Hai, păi, hai ca să o citești și pe aia. Să o citești pe ce? Hai, hai lasă, da? Al dat? Ei, nu știu. Hai bea ceai, întâi și după aia, hai bea ceai. Nu-i doar, după zici că mai e o poezie, nu? Da, mai băie. Pentru Aura. Da, pentru Aura, da. De pe toți. Deci? Așa fata-i pe Anglia. Ha? Anglia. Are mașină cu volan pe dreapta, nu? Așa, pe dreapta. Și de câte ori venea la mine, eu mă venea să aibă grijă și i-a scot tot sa de poezie, nu mare așa, da. Ia, așa. Foaie verde, o garofiță. Aura este o fetiță și frumoasă și deșteaptă, cu volan în mâna dreaptă. Și ai plecat în țări străine cu bărbatul lângă tine. Vă urez sănătate și în casă să aveți de toate și la anul când ai vine să ai și un copil cu tine. Hopa, aia. Aici, da. Aici am dat-o da, gata. Da. Așa, cam așa, mai băi. Nu-i completat. Trebuie neapărat. Da. Trebuie, da. Da, băieți, vă pup mama. Trebuie pentru că toate la timpul lor. Da. Da, băieți, așa, mamă. Iesa trebuie ușoară, mamă. Mai stai, mea, mamăle. Păi mai stau mai bine, da. Stai, dar ce să mai dar? Mai faci? Ce să mai servezi? Da. Ce să mai facem? Mai vorbim din trebuie gospodăriești. Așa, eu nu l-am pus dacă la butoaie, herbii. Ce să facem? Dragii mei, dacă vreți să o vedeți pe Aura, nepoata mea, o găsiți în vlogul Vacanța nepoților mei. Vacanța, sau nu știu cum am scris eu acolo, o vacanță în Thailandă sau vacanța în Thailandă, nu mai știu cum. Da, în fine, cred că scrie Vacanța nepoților mei în Thailandă. Da, exact așa scrie. Și o vedeți acolo. Da. Îi vedeți, de fapt. Așa cu țările. Și pe nepoata și pe nepot. Să-mi plăștie pot. Da. Wow, au o lună de când au plecat, nu? E, păi are. Mm. Are o lună. A stat tu 3 săptămâni jumate. Și era plecat. Are o lună jumate, cred. Au plecat și al de George. George cu Viorel. Da, spunea s-a eu. S-a dus în Olanda. Și-a făcut, George și-a făcut tijestea, nu? Și talanul. Da, și talanul. Da, s-au vaccinat, băieți, toți trei. George a mort să mâna o lea, că ei... Da. Asta au ales, bre, mamă, fiecare om decide. Da. De asta ne naștem cu liberul arbitru. Mm-hmm. Fiecare om decide cum vrea. De asta ne-a lăsat Dumnezeu cu discernământ, nu? S-a lăsat de oi, iar vine. Să discernem lucrurile. Da. Care-s bune și care-s rele. Fiecare face cum îi dictează mintea. Da. Litev și bani, am fără bani. Dragii mei nepot, vă salutăm. Da. Și vă pupăm dulci. Da, mamă, da. Aveți grijă de voi acolo când sunteți. Da, cum, sănătatea e prima, băieți. Când vă sculați dimineața, m-a învățat mama mea. Mamă, când vă sculați dimineața și vă dați jos din pat, să puneți piciorul drept în pământ și să zici, Doamne, îți mulțumesc că m-ai sculat sănătos sau sănătoasă. Ciochii, da. Asta. Eu asta fac în fiecare dimineață. Îmi fac frici, Doamne, e nici mai școlă sănătoasă. Asta. Nădejde la Dumnezeu. Mamaia mea era o copchilă. Și era rău.
era în pat. Noi eram copii pe lângă ea, poate 7 ani, poate 5, poate 10, poate 15. S-a crescut 8 copii și ea, 2 copii de băieți din geamă. 8 am fost, am rămas cu eu de 8, am rămas cu eu. Și era rău, săraca. Cum era acum, dacă am 83 de ani, vreo 70 de ani acum, cam așa. 70 și, dacă mai fi dat. Când scoam într-o dimineață, o venea s-a sculat acolo un cur din iorgan, vieselă. Maia! Nu ne părea ghinic. Mai faci tate de nas așa, du-te în dormitor. Nu ne părea ghinic, când am văzut-o, toți plângâie. Dar ea așa săraca, că eu mai te îndrepta, da, mamă. Noi puneam mâna pe geam, că geamul era răci, știi? Înainte nu era tratament, nu era. Puneam la frunchea ei, da, mamă, e ghinic, mamă. E, mamă, dar știți ce am ghisat eu? Noi, ce mama e? Ce-ai ghisat? Lasă, am că vă zic. Dar știți că cu cântare, cu totul vă zic, așa, așa l-am ghisat. Asta așa. A văzut o lozincă, cum spune așa la anunț, bine ați venit sau mă rog. Da, da. Și un înger o ținea deoparte și un înger deoparte pe ceea. Dacă mie, Maica Domnului, am uite că mânez într-un an. Și zicea așa. Aș vrea să urc pe o scară sfântă înspre cerul sfânt. Dar nu mi se cuvine, căci nu-i nici ziua hotărâtă, nici ceasul împlinit. Și mama mea de acolo a trăit până la 77 de ani. Da. Și eu nu uit melodia asta, că tot-i trăit pământ, melodia ei. E adevărat, nu crezi, dacă vă mint, Maica Domnului... Ceas. Da, Maica Domnului mă aude, eu la mine, da și nu. Mama aia zicea sărata, mamă, chiar dacă spui o minciună, că nu am să muzică, dar să fiți faceri de ghini. De exemplu, eu. Stai, mamă, stai o leapă, stai așa o leapă, să te ții camera murdară pe spate. Gata, am șters. Da, că nu știu, oageam. Cred că era murdară, vedea că am înceat. S-ar putea săracul, dar... Da. Da, așa, asta e treaba. Asta e, vă faceți cruci ghini, că mai scos. Da, și cum am vrut zic, o minciună să faceri de ghini. Să n-a prins focul, să-l stângi. Dacă eu am prin nepoț aici, băiatul mai, ca băiatul, poate mai face rău, mai, sau, în fine, eu nu, dacă vine masa sau tals, eu ce-a făcut Edi, eu ce-a făcut Andreea, nu, eu astup, de ce să certi băiatul, să-l bată, sau să, asta și eu, asta am fost eu, ce să mai, eu am crescut și eu 10 copii, ce să mai zic, ce să mai zic, nu i-am bătut, gata, să mai, Da, eu nu-mi iau ca minte să... Da, te-am câte o palmă la cor, poate intru o grad sau... Nu, nu. Asta am fost eu. Da, voi băiețași. Mama vă pupă. Hai, stai o leacă. Da. Stai o leacă. Oameni buni, mă duc la treabă. Ați ascultat poeziile mele. V-a fi plăcut, nu v-a fi plăcut? Să fii mult să ieși băiețul meu, să rupeți butonul de like. Da. Sănătate și vă pupă, mama, pe toți. Ne mai găsăm. Nu mai găsăm, dacă sunt sănătoasă, nu mai găsăm. Vă pup, mama, pa! Pa, mama, pa, 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 pa! Dragii mei, vă doresc o zi frumoasă în continuare. Vă doresc ca toți zoica rămân. Ați văzut ce a spus mama? Să rupeți butonul de like. Vă pup! Vreau abonare, distribuire, comentarii, clopoțelul, activați-l acolo. Doamne ajută, v-am pupat!